Haideți să, prima dată, să punem domnul Gabriela, exclusiv pe care l-a fost prezent alături de noi. Acum haideți să supunem spre aprobare cu rezervat la ființa de luna trecută. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, procesul a fost adoptat în numărul de voturi, așa că dau cuvântul domnului președinte Macata. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre privind considerarea raportului compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia de realizare, toate comisiile, Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, toate trei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentelor de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Toate comisiile. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategic de dezvoltare a serviciului de salubrizare al județului Bacău. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează toate trei comisii. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1 2020, conform contului de execuție al bugetului local la 31.03.2020. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raport cu compartimentul de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează toate trei comisii. 5. Dacă mă suși, am putea să proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, și anume reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Ardeoani, județul Bacău. Inițiator primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează toate trei comisii. Și următorul punct, proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Proiectelor Publice, Dezvoltării și Administrații prin Compania Națională de Investiții CNI, S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Ardeoani, județul Bacău. Inițiator primar Victor Diaconu, proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, respectiv referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează toate trei comisii. Și unul, întrucât toate punctele de pe ordinea de zi au fost discutate în prealabil, comisiile avizează favorabil. Doamna Anică Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate. La punctul 1. Da, asta la punctul 1. Comisia de Învățământ pentru Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Domnul Acadam Bostan, și Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărare, Ordinii și Publice și a Drepturilor Cetățenilor, domnul Rusu Alexandru. Supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumim. La fel, la punctul 2, probleme au fost discutate. Comisia avizează favorabil. Doamna Nicuăi Gabriela, președinta Comisiei de Specialitate, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, România și Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărare, Ordine și Instituții, domnul Rusu Alexandru. Cine este pentru? Cineva? 3. Comisiile, de asemenea, vizează favorabil, și anume doamna Anică Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, domnul Acadam. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Instituții, domnul Rusu Alexandru. Punem la vot. Cine este pentru? Punem. 4. Comisiile, de asemenea, vizează favorabil. Doamna Anică Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Comisia pentru Administrare Publică și Juridică, Apărarea Ordinii și Liste Publice, domnul Rusu Alexandru. Supunem la vot cine este pentru. Proiect 5. Proiect pentru hotărâre privind. De fapt, a fost discutat și acesta. Comisiile avizează favorabil. Doamna Anică Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate. Comisia pentru Învățământ, Sănătate și Cultură, domnul Acadam Bostan. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, domnul Rusu Alexandru. Supunem la vot cine este pentru. Și 6. Comisiile avizează de asemenea favorare. Comisiile doamna Anică Gabriela, președintea Comisiei de Specialitate, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, doamna care am votat, Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice și a drepturilor cetățenilor, domnul Rusu Alexandru. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. La diverse, dacă... Domnul primar, cu rugămintea de rigoare, trebuie luată legătura cu domnul Diaconu ăsta, nu știu chiar sigur, dacă îi spune așa, drumul ăsta de schițe care ne delimitează pe noi de Măgirești, a fost eu cu Frasă, un Diaconu, cam treabă, l-a arat la infinit. Nu se poate așa. Domnul Diaconu. Diaconu, nu știu cum e, care are... Doctorul? Doctor. Doctorat. Da, nu ce treabă cu... Atât, cam atât am de spus, pentru că acolo îți drumurile alea de schiță vin de... Vă mulțumesc. Da, domnul Alexandru. Da. E în afară, e la diverse, pare că nu? Da. Felicitări de mele, domnul primar, pentru asta, cum se cheamă, stațiile de autobuz, pentru ce ați făcut cu coșul și așa mai departe. Dar un singur lucru vreau să vă spun că nu știu, unii din noi, din semenii noștri, să-și certați cu disciplina, cu educația și așa mai departe, am văzut că din toată comuna ați înzestrat-o cu tot ce trebuie și așa mai departe. Foarte frumos. Eu, în stație din astea, vă spun sincer, nu râdeți, am mai văzut la Lyon, în Franța, în 2004, stații ca cum sunt la noi în comună. Altceva. Deci, cât este de frumoasă și cât costă, nu-i costă chiar atât de mult, când am văzut că ați licitat și așa mai departe la 84 de lei sau 80 de lei, păi coșul de gunoi ala, inox, foarte, foarte ca lumea, foarte frumos. O câteva, ba da, sunt foarte pentru oameni civilizați, deci spuse. Și câteva sunt urtite. Oare chiar așa? Ce e de făcătoare? Spuneți dumneavoastră, dragi colegi. Deci, pentru... Cum? Să vedem, trebuie să identificăm pe cine, că nu m-au făcut treaba. Da, știu. Și la Leuținești, și la Ardeoani, și la Ilești, acolo la Goliță, la doamna Moise, l-au smuls, l-au aruncat în șanț. În vârful triporului aici, tot la fel, l-au smuls, l-au aruncat în șanț. Eu v-am spus că am văzut, n-am dat exemplu, că așa-s regulă. Nu e frumos. Deci nu e frumos în nicio formă, educația și... Și la Leuținești, acolo, la Cernat, la uliță, și acolo i-a dat cu piciorul, cu pumnul, cu ce-o fi dat, a doua zi, cum l-am pus, a doua zi era tortit. Era tortit. Am coborât, l-am îndreptat un pic, asta e. Ăștia sunt oameni, ce să... Da. Doamna domnului Popa. La ședința din luna trecută am aprobat afectarea podului Leuținești. Am spus și atunci, repet și acum, ar fi bine de... cu țeava care o avem din demolări, să construim un pod la Bănășoa aici, chiar este nevoie de el, deoarece cele două tuburi nu poate prelua capacitatea apei când vin viitori și afectează toată valea asta. Și am trecut, și ar fi foarte bine să construim un pod acolo, că avem din ce. O mai zinea cu sticuțe, că la Frasă, acolo, mai trebuie acolo. Și ieri am trecut pe drum spre Benjenia, pe la Zizină Stase, și am văzut un pod construit de dânsul, care este foarte îngust. Și ar fi bine să putem să-l lărgim și până la un pic, un metru, din aceste materiale care rămân de la podurile Leuținești. Acolo la Zizină Stase am vorbit, avem podul de 1600, tubul de 1600 la pod, la Leuținești acolo, mai avem încă 4, și unul din alea de 1600 îl ducem acolo, după ce se termină să dezafectăm partera aia, oricum, tubul de 1600 are deschiderea mai mare decât e podul acum. Înțelegi? Ăla are 2,5 metri podul lățime, tubul are 5 metri ceva, 6 metri. Deci slățește destul de tare. Dar unul din ăla ar fi bun și acolo la Frasă? Nu prea e acolo. Acolo e debiu de apă mare. Și nu prea e acolo. Trebuie pus când dezafectăm podul ăla. Am mai spus, nu are o să mai repetăm. Deci când dezafectăm podul ăla, am vorbit cu Florin ăsta care ne ajută cu... să plantăm niște... țevi de alea, să punem traversă tot din Dar nu sunt facem, dar ți iasă autorizația de demolare, cum a făcut de desființat, până nu iasă autorizația. Că vezi respectați niște pași. Da, mulțumim. Da, e rău. Mai este cineva care vrește să ia cuvântul? Dacă nu, declar ședința. Vă mulțumim. Aici.